Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip pe acest canal. Bă, astăzi vreau să vă povestesc cum a fost reacția mea la cutremurul de aseară. Până și cei care n-au simțit cutremur au aflat dimineața că a fost cutremur și eu să încerc să vă explic într-un fel cum a fost reacția mea la cutremur. Bă, frate, știu foarte bine că lucram la un avatar și am închis calculatorul pe la vreo aproape 1, dacă nu mă înșel. După care am zis, băi, eu mă bag în pat, nu mă mai interesează, se făcuse aproape 1, dacă nu mă înșel. Și am zis, bă, îmi programez televizorul pe ceva muzică sau coloană sonoră pe fundal să pot să adorm mai bine și mă culc. Bă, se închisese televizorul după jumătate de oră, deci era undeva la 1:20, 1:30 sigur. Și după știu că am adormit, că nu mai știu nimic de atunci. Tremurul, dacă nu mă înșel, a fost undeva pe la ora 2. Deci nu apucasem să intru în pâinea, în scoarța aia somnului șmecher, să bată toaca lângă mine și eu să n-aud. Deci eram undeva între realitate și ficțiune, deci dormeam undeva pe hype 70%, dacă pot să spun, că știu că nu eram în somnul ăla. Băi, frățică, băi, și cum eram într-un fel în realitate și ficțiune așa, la un moment dat, bă, nu știu dacă visam ceva, că nu înțeleg cum s-o petrec cu faza. Eu visam ceva, frate, și știu că deodată a început așa să se bălângă. Bă, sincer, pe moment, în primele secunde, nu realizasem, frate, adică s-o bălângănit, eu încă doream, la un dat am văzut că chiar se bălângăne, știi? Și eu acolo, ce mulțime se întâmplă? Pusesem așa palme, frate, și mă uitam prin jur, nu vedeam nimic, era totul întuneric. Maica mea și cu fratele meu erau în cealaltă cameră. Băi, și cum nu înțelegeam ce se întâmplă, frate, că era o senzație de aia ciudată. Nu te miști tu așa, știi, se mișcă totul cu tine. Știu că la fel s-a întâmplat și anul trecut, sau de fapt ia stai. Vedem acum, sneak cu tremur 25 noiembrie. Bă, relativ aproape, deci cu 2 ani, în 2014. Așa au fost și cu 2 ani. Să vă las videoclipul ăla în descriere. Eram pur și simplu live și s-a cutremurat totul și o să vedeți. Revenim, cum stăteam acolo, frate, am pus mâna așa, nu știam ce se întâmplă. Mama! Mama! Dar nu, ce, mamă, ce? Ce ai pățit? Mamă, ce se întâmplă, mamă? Și mama acolo încerca să se trezise și frate, și mama a încercat acolo să ne explice că stai calm, e doar un cutremur, stai liniștit, ești bine, nu știu cum. Băi, frate, chestia asta s-a întâmplat undeva la 2 minute, după care am luat telefonul să văd ce s-a întâmplat. Băi, direct mesaje, puc, deschid Facebook-ul, Dumnezeu scrie acolo cu să vă mai cutremur, băi, de ce m-ați trezit că era cutremur, bă, de ce m-a mutat patul, de ce s-a întâmplat? 2 minute s-a umplut Facebook-ul de chestii de-astea cu cutremur. Și vreau să spun, bă, ce rapidă e lumea când vine vorba de posta pe Facebook, e așa de Snapchat cu tremur, Instagram cu tremur acolo, nu. Da, frate, mai pe scurt eram căcat tot pe mine, frate, deci nu. Și știu că îmi tremurau foarte tare gambele, frate, voiam să mă duc în cealaltă cameră, dar nu puteam, că îmi tremurau gambele, frate, de jumătate de oră mi-a tremurat gambele așa și bineînțeles că m-am culcat, undeva pe la 5 jumătate, de la 2 până la 5 am stat așa, m-am frecat, păi mai dorm tu după cutremur, frate, să mor tu. Nu știu, a fost chiar foarte tare, eu m-am trăit-o și pe asta, măcar pe asta l-am simțit așa, ca lumea m-a zguduit bine, ci că a avut undeva la 5,9 grade, 6, 5,8, nu știu, porcării de-astea, vă dați seama, bă, în 7 cutremuri de 8 grade de-astea, păi pune, pădește-ți calculatorul, bă, și ce ai aici, lasă, pat. Da, bă, dacă vreți puteți să lăsați un comentariu cu reacția voastră la cutremur, adică cum s-a petrecut la voi cutremurul. Eu o să plec să fac ceva mai bun cu viața mea și cred că ne revedem la un alt cutremur. Vă pupă, fratele!